Și pe drumul național 1B în județul Prahova a fost oprită circulația, ce-i drept pentru scurt timp și nu din cauza unui accident, ci a unui transport agabaritic. Polițiștii au oprit mașinile pentru a-i face loc unui gigant de 110 metri lungime și 6 metri lățime, care transporta o turbină de aproape 600 de tone, mă scuzați, către rafineria Petrobras de lângă Ploiești. 352 de roți dispuse pe o lungime de 110 metri și o armată de șoferi și muncitori. De asta a fost nevoie pentru a transporta o turbină de aproape 6 tone din Oltenia până la rafineria Petrobras. De câte zile sunteți pe drum? Asta este a treia zi. E dificil? Nu. Facem de mult așa ceva și mai greu cu traficul. Cu participații la trafic care nu înțeleg despre ce este vorba și ne cam încurcă de multe ori. Ieri însă polițiștii au avut grijă să nu încurce nimeni. La traversarea peste râul Crico Busărat și de asemenea peste râul Telajen s-au luat măsura blocării traficului rutier în perioada 10-15 minute cât se traversează cele două poduri. Chiar dacă circulația a fost oprită, muncitorii tot au avut o sarcină dificilă. Pentru că podul nu putea suporta greutatea transportului, au fost nevoie să pună cele două trailere care susțineau turbina în paralel pe ambele sensuri ale șoselei. Asta nu a fost singura problemă cu care s-au confruntat. În cele din urmă au reușit să înalțe platforma pe care se afla turbina și au putut trece peste cele două poduri. Întregul spectacol a fost urmărit de sute de șoferi. După ce au fost depășite aceste două obstacole, drumul până la rafinerie a curs fără probleme. Această turbină face parte dintr-o centrală care va produce energie electrică din reziduri petroliere.